lauda fiecăruia după faptele sale. Nădăjduiește și cheamă poporul meu pe Mântuitorul. Să nu se bucure vrăjmașii de răul meu. Toți cei care se încred în Domnul nu vor rămâne de rușine.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. Excelență, Preasfințite Petru, Preasfințite Episcop Aurel, iubiți frați și surori în Hristos, dragi credincioși, toată biserica a luat act de dorința Sfântului Părinte Papa Francisc ca anul pastoral 2015, începând de astăzi și terminându-se în februarie, 2 februarie 2016, să fie dedicat vieții consacrate. Așa cum au făcut, desigur, toți episcopii și din partea preasfințitului nostru Petru Gherghel, întreaga dieceză a primit o scrisoare pastorală adresată persoanelor consacrate și tuturor credincioșilor, voind ca să ne aliniem și noi acestei dorințe a Sfântului Părinte Papa Francisc și să celebrăm cu credință cum se cuvine acest an dedicat vieții consacrate. În acest sens, în toate parohiile din dieceza noastră, aseară a fost o veghe de rugăciune în care am comemorat, am rememorat modul în care este privită viața consacrată și am privit spre viitor cu speranță, angajându-ne ca să trăim cu pasiune prezentul. Iată, aici, astăzi, în catedrala noastră, deschidem prin această liturghie pontificală anul vieții consacrate, pe care cu toții, preoți, persoane consacrate, credincioși, dorim să-l trăim cât mai bine. Vino, Doamne, să ne vizitezi cu pace, ca să ne bucurăm din toată inima în fața Ta, pentru a celebra cu vrednicie această Sfântă Liturghie și începutul noului an pastoral, an dedicat vieții consacrate, îl rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze apa cu care vom fi stropiți noi în amintirea botezului nostru și care să ne aducă aminte de consacrarea noastră. Dumnezeule atotputernic și veșnic, Tu ai creat apa ca să fie izvor de viață și de curățire și ai rânduit ca prin ea să fie purificate și sufletele și să primească darul vieții veșnice. Te rugăm, Doamne, binecuvântează această apă cu care voim să fim întăriți astăzi, în această zi închinată Ție, reînnoiește în noi izvorul violarului Tău, prin ea să fim apărați de orice rău sufletesc și trupesc, ca să ne putem apropia de Tine cu inimi curate și să ne vrednicim de mântuirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru.
Dumnezeu Atotputernicul să ne curățe de păcate și ajutându-ne să celebrăm cu credință Sfânta Liturghie, să ne învrednicească la parte la masa împărăției sale. Să ne rugăm. Dumnezeule Atotputernic, te rugăm, întărește voința credincioșilor tăi, pentru că ieșind cu fapte de dreptate în întâmpinarea lui Hristos care vine, să se învrednicească asta de-a dreapta lui în împărăția cerurilor. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care fiind Dumnezeu împreună cu tine, vețuiește și domnește, în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Din cartea profetului Isaia. Tu, Doamne, ești Tatăl nostru, numele Tău este răscumpărătorul nostru din veșnicie. De ce, Doamne, ne-ai făcut să rătăcim de la căile Tale și ne-ai împietrit inima ca să nu se teamă de Tine? Întoarce-te de dragul slujitorilor Tăi, al triburilor moștenirii Tale. O, dacă ai despicat cerurile și ai coborât, munții s-ar topi înaintea ta. Ai coborât și în fața ta munții s-au cutremurat. Din veșnicie nu s-a auzit și nu a ajuns la ureche. Ochiul nu a văzut alt Dumnezeu în afară de tine ca să facă astfel de lucruri pentru cel care se încrede în el. Tu vii în întâmpinare celui care se bucură și face dreptatea, umblând pe căile tale și aducându-și aminte de tine. Iată, tu te-ai mâniat și noi am păcătuit împotriva ta dintotdeauna. Oare vom fi mântuiți? Noi toți eram precum cel impur, toate faptele noastre de dreptate ca o haină întinată. Noi toți ne vestejim ca frunza, păcatele noastre ne spulberau ca vântul. Nu este cine să invoce numele Tău, care să se ridice și să se sprijine de Tine, pentru că Ți-ai ascuns fața de la noi și ne-ai făcut să ne topim prin păcatele noastre. Acum, Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul, iar Tu olarul, noi toți suntem lucrarea mâinii Tale. Cuvântul Domnului. Dumnezeule, fă-ne să ne întoarcem, fă să strălucească fața ta și vom fi mântuiți. Israel, ascultă, Tu care șezi peste heruvim, arată-Te-i în strălucirea Ta. Fă să se ridice puterea Ta și vino să ne mântuiești. Întoarce-te, privește din cer și vezi, vizitează via aceasta, ocrotește ceea ce a plantat dreapta ta și pe Fiul omului pe care l-ai întărit pentru tine. Dumnezeu,
să fie peste omul dreptei tale, peste fiul omului pe care l-ai întărit pentru tine. Atunci nu ne vom mai abate de la tine, tu ne vei da viață și vom invoca numele tău. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Paul către Corinteni. Fraților, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Îi mulțumesc Dumnezeului meu întotdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Iisus. Pentru că în El ați fost îmbogățiți în toate, în tot cuvântul și în toată cunoașterea. Astfel, mărturia lui Iisus Hristos a fost întărită în voi, așa încât să nu duceți lipsă de niciun har, în timp ce așteptați revelarea Domnului nostru Iisus Hristos, care vă va întări până la sfârșit, ca să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu, de care ați fost chemați la comuniunea cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Cuvântul Domnului. Să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Marcu. În acel timp, Iisus le-a spus discipolilor Săi, aveți grijă, vegheați, pentru că nu știți când va fi timpul. Așa cum un om, plecând în călătorie, își lasă casa și dă putere servitorilor Săi, fiecăruia după lucrarea lui, iar portarului i-a poruncit să vegheze. Vegheați așadar, căci nu știți când vine stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântatul cocoșului, sau în zori, ca nu cumva venind pe neașteptate să vă găsească dormind.
iar ceea ce vă spun vouă, o spun tuturor, vegheați. Cuvântul Domnului. Lăudat să fie Iisus Hristos. Maranata, vino Doamne Iisuse, vino. Noi îți ieșim în întâmpinare, vino și rămâi cu noi. Sfântul de Aurel, celevastă părinte al lui Sfântul Episcopal cu viața consacrată, celevastă părinți concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi frați și surori, dragi seminariști, dragi iubiți credincioși, iubiți ascultători ai radioului Maria și iubiți credincioși uniți cu noi prin intermediul internetului. Vă salut cu bucurie aici, în catedrala noastră, pentru a-L întâlni și lăuda împreună pe Dumnezeu. E duminică, e ziua Domnului, începutul unui nou an bisericesc, pentru a retrăi și celebra rând pe rând misteriile mântuirii noastre. Este începutul timpului sfânt al Adventului, timp de pregătire și de așteptare la nașterea și venirea Domnului. Domnul din ceruri coboară la noi, vine pentru noi, vine printre noi, vine cu darurile sale. În sufletul tuturor creștinilor crește acum o nouă rază de speranță și de bucurie. Domnul este cu noi. Dar astăzi este și un timp particular, un moment sfânt. Este începutul unui timp cu totul special de bucurie, de îndreptățită speranță și de satisfacție pentru miile și miile de persoane care, primind un dar special și o carismă particulară de la Domnul, sunt chemate și alese de a împlini în biserică o misiune specială, ofertă gratuită de a vorbi lumii despre iubirea și milostivirea lui Dumnezeu și de a deveni pentru ceilalți modele de slujire și sfințenie. Biserica a prețuit și prețuiește cu mare grijă pe toți aceia care se dedică unei astfel de vieți de urmare a lui Hristos, stându-i mereu alături și ajutându-l să ajungă la toți. Sfântul Părinte Papa Francisc, urmând exemplul înaintașilor săi, mai ales exemplul Sfântului Sfânt Papa Ioan Paul al II-lea, arată tuturor persoanelor consacrate ce înseamnă a fi consacrat și dăruit și ce rol au ele, persoanele consacrate, în viața bisericii și a societății. Mă bucur să le dau și aici, cum am făcut-o și în scrisoarea mea pastorală, pentru viața consacrată, câteva gânduri și aprecieri ale Sfântului Părinte despre cei aleși la o slujire atât de importantă. Persoanele consacrate sunt semn al lui Dumnezeu în diferite locuri ale vieții. Sunt plămadă pentru creșterea unei iubiri adevărate față de Dumnezeu. Sunt un dar al lui Dumnezeu oferit biserici, un dar al lui Dumnezeu oferit poporului său. Fiecare persoană consacrată este un dar pentru poporul lui Dumnezeu aflat în drum. Există multă nevoie, spune Sfântul Părinte,
de aceste prezențe, care întăresc și reînnoiesc activitatea răspândirii Evangheliei, a educației creștine, a carității față de cei mai nevoiași, a rugăciunii contemplative, activitatea de formare umană, de formare spirituală a tinerilor, a familiilor, angajarea pentru dreptate și pace în familia umană. Biserica și lumea are nevoie de această mărturie a iubirii și a milostivirii lui Dumnezeu. Consacrați, călugării, călugărițele, sunt mărturia că Dumnezeu este bun și milostiv. De aceea este necesar să se valorizeze cu recunoștință experiențele de viață consacrată și să se aprofundeze cunoașterea diferitelor carisme și spiritualități. Trebuie să ne rugăm, spune Sfântul Părinte, pentru ca mulți tineri să răspundă da Domnului care îi cheamă să se consacre total pentru o slujire dezinteresată a fraților, să-și consacre viața pentru a sluji lui Dumnezeu și fraților. De aceea este nevoie de un an dedicat în întregime vieții consacrate. Acela Sfânt Părinte Papa Francesc, care a stabilit să fie acest an special, a continuat să transmită bisericii în mod deosebit călugărilor și călugărițelor noi și importante gânduri, făcând apel la o angajare totală în a face din slujirea și viața lor un nou și reînnoit efort pentru a așeza vinul nou în vase noi, adică în burdufuri noi, care să păstreze nealterat tezaurul Evangheliei ca izvor de sfințire pentru toți. Joi, 27 noiembrie 2014, câteva zile în urmă, la sfârșitul lucrărilor dedicate noului an pastoral al vieții consacrate, membrii Congregației pentru Institutele de Viață Religioasă și participanții la adunarea plenară a Congregației, în frunte cu cardinalul prefect, au fost primiți de Sfântul Părinte Papa Francisc, care le-a adresat un cuvânt de prețuire și încurajare ca o asigurare a dorințelor de binecuvântare pentru toți și pentru toate persoanele consacrate, angajate într-o adevărată campanie de trăire intensă și aprofundare a chemării și demnităților. Mă bucur să vă amintesc doar câteva din aceste gânduri ale Sfântului Părinte, așa de prețioase pentru toți, pentru cei care lucrează la Roma, în congregație, dar și pentru toate persoanele consacrate. Cu bucurie vă întâlnesc astăzi pe voi și pe aceia care prestați slujirea voastră în Dicasterul pentru Viața Consacrată. Consider frumos și semnificativ titlul pe care l-ați ales pentru această sesiune: Vin nou în burdufuri noi. În lumina acestui cuvânt evanghelic ați reflectat și veți putea reflecta mai departe asupra prezentului vieții consacrate în biserică la 50 de ani de la Constituția Lumen Gentium și de la decretul Perfecte Caritatis. După Conciliul Vatican al II-lea, vântul Duhului a continuat să sufle cu putere, pe de o parte determinând institutele să realizeze reînnoirea spirituală, carismatică și instituțională pe care același conciliu a cerut-o. Pe de altă parte, trezind în inima bărbaților și femeilor modalități noi de răspuns la invitația lui Iisus de a lăsa toate pentru a-și dedica viața pentru urmarea Lui și pentru vestirea Evangheliei. Documentul, această scrisoare a Lui și documentele Sfântului Părinte sunt pline de astfel de gânduri îndreptate către aceste persoane ce au ales o asemenea viață. Mă bucur să vă semnalez că Sfântul Părinte a pregătit pentru toate persoanele și pentru întreaga biserică un alt document
amplu în formă de scrisoare, care trasează noi coordonate atât despre marea demnitate a vieții consacrate, cât și importante puncte ce trebuie să stea la baza desfășurării întregului an pastoral pentru ca toate persoanele consacrate să fie cu adevărat în slujba bisericii, dar și pentru întreaga biserică, ca să știe să prețuiască acest mod de dăruire de viață consacrată. Îndemnându-vă pe toți să analizați cu atenție acest document de suflet al Papei Francisc, dat în ziua prezentării la Templu a Maicii Domnului, 21 noiembrie 2014, ca un ghid sufletesc pentru fiecare dintre sfințile voastre și pentru voi, dragi persoane consacrate, vă fac viu câteva gânduri din acest apel al păstorului suprem, care spune așa: aștept ca să treziți lumea, pentru că nota ce caracterizează viața consacrată este o profeție. Aștept să fiți experți de comuniune, de viață trăită împreună. Mai întâi, mai aștept de la voi ceea ce cer tuturor membrilor bisericii, să iasă din ea înșiși pentru a merge în periferiile existențiale. Mergeți în toată lumea, a fost ultimul cuvânt pe care Iisus l-a adresat apostolilor săi și pe care continuă să-l adreseze astăzi nouă tuturor. Mergeți în toată lumea și dați mărturie despre iubirea voastră și despre prezența lui Dumnezeu în lume. Ce frumos și ce chemare nobile și sfântă! Iar noi ne rugăm cu toții lui Iisus astăzi aici, în catedrala noastră, în unire cu toți episcopii și preoții din lume și cu toate persoanele consacrate, în spirit de comuniune cu Sfântul Părinte, care nu se îndepărtează niciodată de sufletele alese ale bisericii. Noi ne rugăm ca Iisus, cu adevărat, să vă umple mereu inima de bucurie și entuziasm renoit. Iar Maica Sfântă, ocrotitoarea tuturor celor consacrați, să vă păstreze sub mantea ei ocrotitoare și să vă umple de curaj sfânt în drumul vostru de credință, de slujire și de mărturie. Așa îl veți putea întâmpina mereu pe Iisus și întâlnindu-l, îl veți putea dărui și altora. Așa veți reuși, dragi persoane consacrate, să fiți în biserică un semn de speranță, iar lumea să aibă mereu încredere în Cel care este în mijlocul nostru, prin trăirea voastră de fiecare zi. Aș dori să închei aceste gânduri ale mele cu cuvintele de la lectura a doua din această zi, cuvinte care se adresează tuturor, dar vă rog să fiți atenți și atente. Se adresează într-un tip special persoanelor consacrate. Se adresează dumneavoastră. Vă împărtășesc așadar acest gând cu bucurie în această zi, împreună cu Preasfințitul și cu toți părinții noștri și credincioșii noștri din această comunitate a bisericii noastre locale. Voi sunteți cei chemați cu adevărat aici. Vă rog să-mi permiteți să ne aduceți textul aici la mine, de la Sfânta Liturghie, lecțiunea, pentru că această lectură este cu așa de apropiată de fiecare dintre noi, de fiecare persoană. Fraților, har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos. Îi mulțumesc Domnului Dumnezeului meu întotdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu
care v-a fost dat în Iisus Hristos. Pentru că în El ați fost îmbogățiți în toate. În tot cuvântul și în toată cunoașterea. Astfel, mărturia lui Iisus Hristos a fost întărită în voi, așa încât să nu duceți lipsă de niciun har în timp ce așteptați revelarea Domnului nostru Iisus Hristos, care vă va întări până la sfârșit, ca să fiți fără vină în ziua Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu, de care ați fost chemați la comuniunea cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Cuvinte adresate tuturor, dar recitindu-le, să simțiți că vă sunt adresate personal, dumneavoastră, dragi și iubite persoane consacrate. Sfântul Apostol i-a prețuit pe cei care au primit darurile, darul cuvântului divin. Noi, biserica, vă prețuim pentru că ați primit aceste carisme, aceste daruri de la întemeitorii ordinilor dumneavoastră, de la cei care l-au descoperit pe Iisus. Să nu uitați, căci voi sunteți cei pe care vă prețuiește Domnul, pe care vă prețuiește biserica și pe care vă prețuiește poporul lui Dumnezeu. Ca astfel să rămâneți mereu fideli chemării și vocației dumneavoastră. Anul acesta va fi un an de reînnoire a acestei mari demnități și a acestei misiuni pe care o aveți în loc. Drum bun și binecuvântat în anul pastoral pe care îl începem și îl începeți astăzi. Întâmpinați-L mereu pe Iisus, care vrea să rămână cu voi și prin voi să ajungă la oameni și care vrea să vă facă martori iubirii sale printre oamenii secolului nostru, ca astfel toți să fim una în slujire. Amin. Și acum să ne mărturisim credința spunând: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotputernic, Creatorul cerului și al pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veșii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șade de dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a trăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc cu botez pe iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața viață. Fraților prea iubiți,
Ne unim cu Sfântul Părinte, cu toți episcopii, preoții, persoanele consacrate și credincioșii din întreaga lume, care astăzi, cu spirit de profundă credință și cu speranță vie unui viitor mai rodnic pentru biserică, lume și societate, celebrează deschiderea oficială a anului dedicat vieții consacrate. Dorim să încredințăm milostivirii lui Dumnezeu prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, Regina, toate persoanele consacrate din lume, pentru ca prin veghere, rugăciune și angajare responsabilă să devină pentru alții o evanghelie vie, o profeție binevestitoare și un semn de speranță neclintită pentru viitor. Pentru întreaga biserică, pentru Sfântul nostru Părinte Papa Francisc, pentru toți episcopii, preoții și poporul credincios, pentru ca să primim cu bucurie îndemnul de a păstra mereu vie lumina credinței și să rămânem fideli misiunii încredințate de Dumnezeu. Domine exaudinos! Domine exaudinos! Pentru ca în acest an dedicat vieții consacrate, fiecare persoană consacrată să trăiască cu dăruire carisma proprie a Institutului și să fie în lume mărturie credibilă a Evangheliei. Christe exaudinos! Christe exaudinos! Pentru tinerii care se simt chemați la o consacrare specială, pentru ca luminați de Cuvântul lui Dumnezeu și sprijiniți de comunitatea creștină, să fie disponibil a spune da lui Dumnezeu. Domine exaudinos! Domine exaudinos! Pentru fiecare dintre noi, ca asemenea Mariei, să știm să păstrăm cuvântul lui Dumnezeu și să fim fideli voinței sale în împrejurările vieții. Christe exaudinos! Christe exaudinos! Pentru frații și surorile noastre din dieceză, care trăiesc în mijlocul nostru mărturisind frumusețea de a-L urma pe Hristos prin consacrarea totală a propriei vieți, Domnul să-i răsplătească pentru faptele lor și să trezească pentru congregațiile lor noi vocații. Domine exaudinos! Domine exaudinos! Pentru ca persoanele consacrate, prin trăirea lor mereu responsabilă, disponibilă și generoasă, să exprime în fața tuturor bucuria profundă a unei vieți dăruite lui Hristos. Christe exaudinos! Christe exaudinos! Pentru toate persoanele consacrate răposate, ca Dumnezeu să le răsplătească pentru tot binele făcut în viață și să se bucure pe deplin de vederea feței lui Dumnezeu pe care l-au iubit și l-au slujit în frații lor. Domine exaudinos! Domine exaudinos! Primește, Doamne, rugăciunile noastre umile pe care ți le-am prezentat ca o familie unită în numele Tău. Revarsă în noi toți unitatea Duhului Tău, pentru că asemenea Mariei, Mama și Regina noastră, să fim docili la glasul Tău și să trăim în fidelitate și iubire orice situație a vieții. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin.
rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Te rugăm, Doamne, primește darurile pe care ți le aducem și pe care le avem de la bunătatea Ta, Tu care ne învrednicești astăzi să celebrăm aceste taine, fă-le pentru noi chezășia mântuirii veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, El la întâia sa venire îmbrăcând neputința firii omenești, a împlinit orânduirea dintr-o început și ne-a deschis calea mântuirii veșnice, pentru ca la a doua venire în strălucirea măririi sale să primim în cele din urmă în lumină deplină cele făgăduite pe care acum, veghind în credință, îndrăznim să le așteptăm. De aceea, cu îngerii și arhanghelii, cu tronurile și stăpânirile și cu toate cetele oștirii cerești, cântăm imnul slavei Tale, zicând fără încetare. Thank you.
Sfânt ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru, Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru că de la răsăritul soarelui până la apus, să-i se aducă numelui Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, la cărui poruncă celebrăm aceste tai. Că cel în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând pătirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, să oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi. Mai întâi cu prea fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de apururi de mărirea Ta împreună cu ei. Prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată tot puternic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor.
Această porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale. Și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Vino, Doamne Iisuse, vino și rămâi cu noi. Doamne, nu sunt vrednic să intru în soarta, dar spune numai cuvânt.
Acum vom recita împreună rugăciunea Sfântului Părinte Papa Francisc pentru vocații. Doamne Iisuse, așa cum într-o zi ai chemat pe primii discipoli pentru a-i face pescari de oameni, așa te rugăm să răsune și astăzi dulcea ta invitație. Vino și urmează. Dăruiește tinerilor și tinerelor harul să răspundă prompt la glasul tău. Susține în dificultățile lor apostolice, pe episcopii noștri, pe toți preoții și persoanele consacrate. Dăruiește perseverență seminariștilor noștri și tuturor celor care, în consacrarea lor totală, în slujirea ta, realizează un ideal în viață. Trezește în comunitățile noastre angajare misională. Trimite, Doamne, lucrători în secerișul tău și nu permite ca lumea să rătăcească din lipsa păstorilor, misionarilor și a persoanelor de dacă. Scrie Evanghelie. Marie, Maica Bisericii, modelul lucrării, ajută-ne să răspundem da, Dumnezeu, care ne cheamă la planul divin al mântuirii. Să ne rugăm! Te rugăm, Doamne, ca tainele la care am luat parte să ne fie de folos, învățându-ne încă din această viață trecătoare să iubim cele cerești și să căutăm mereu cele ce dăinuie veșnic. Prin Hristos, Domnul nostru. Preasfințite Petru, preasfințite Aurel, persoanele consacrate, vă mulțumesc că ați fost prezenți în mijlocul nostru la această sfântă liturghie de deschidere a anului dedicat vieții consacrate. Prezența preasfințiilor voastre înseamnă prețuirea pe care o aduceți tuturor persoanelor consacrate pentru tot ceea ce ele sunt și fac în cadrul diecezei noastre. Considerați, preasfințite, că persoanele consacrate care sunt aici prezente în biserică, precum și cele care nu au putut veni datorită altor obligații pe care le au în casele proprii, cu copiii, cu cei în vârstă, cu cei pe care îi asistă, toate constituie pentru dieceza noastră o armată care vă urmează, purtând crucea lui Hristos, precum și drapelul iubirii și al curajului. Persoanele consacrate reprezintă pedestrașii, infanteria, care sunt în prima linie, alături de preasfințiile voastre și de păstorii din parohiile noastre, luând act de chemarea pe care ne-o face Sfântul Părinte și ne-a făcut-o în aceste ultime luni de atâtea ori, luând act de chemarea pe care ne-a făcut-o și ne-o face congregația pentru institutele de viață consacrată și societățile de viață apostolică, cu toții dorim, împreună cu toți credincioșii, să trăim acest an al vieții consacrate în spirit de credință și așa cum așteaptă Biserica de la noi. După Sfânta Liturghie, persoanele consacrate sunt așteptate jos la subsolul catedralei,
aducând cu ele ceea ce au pregătit ele pentru împărtășirea în comun a unei agape frățești și cu ceea ce am pregătit noi aici. Cele voastre, un gând scurt pe care vreau să-l adaug la sfârșit, dragi persoane consacrate, dragi seminariști, dragi aspirante la viața consacrată. Aici în față avem un buchet de flori particular. Stă și reprezintă toate florile diocezei noastre, adică toate institutele, congregațiile, ordinele religioase. Și sigur că este simbolic. Semnează că avem atâtea flori și mai multe altele în dieceză. Doresc ca aceste flori, plecând aici din catedrală, adică voi, persoane consacrate, să îmbucurați inimile credincioșilor noștri în acest an. Este o misiune pe care o aveți și o avem cu toții cei care am ales această dăruire de consacrare. Preoți, călugări, călugărițe, în mijlocul poporului creștin. Lumea a participat astăzi la această celebrare prin Radio Maria și prin internet. Lumea așteaptă să vă întâlnească în activitățile pe care le împliniți. Noi vă mulțumim și să nu uitați să rămâneți toate flori frumoase și toți flori frumoase în grădina Maicii Domnului. Și acum, fără binecuvântarea lui Dumnezeu, prin mijlocirea Maicii Domnului, a Sfinților noștri protectori și a fericitului nostru martir, Anton Dorcovici. Vă mulțumim pentru participare și vă dorim drum bun în acest an al vieții consacrate, al vostru, al nostru. Domnul să fie cu voi! Atotputernicul și milostivul Dumnezeu v-a dat harul să credeți că Fiul Său, unul născut, a venit între oameni și să-L așteptați să vină iarăși în slavă, prin lumina venirii Lui, să vă sfințească și să reverse asupra voastră binecuvântarea Sa. Pe drumul acestei vieți să vă facă statornici în credință, voioși în speranță și stăruitori în iubire. Voi care vă bucurați cu evlavie de venirea în trup a răscumpărătorului nostru, la a doua sa venire, când se va arăta strălucirea măririi sale, să primiți în dar răsplata vieții veșnice. Binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să covoare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.